dreptate, procesul verbal din data de 29.10.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Dau citirii ordine de zi. Proiectul hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în Comuna Ilegiu, județul Bacău, în anul 2020. Așa. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Ilegiu, aprobat de prin hotărârea Consiliului Local numărul 38 din 13 ianuarie 2019. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție de venituri și cheltuieli al Comunei Ilegiu la data de 30 ianuarie 2019. 5. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetul local de către contribuabil pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ilegiu. Și punctul 6. Probleme care se supun dezbaterii. Cine este pentru? Împotriva? Trecem la punctul numărul 1. Așa. Proiect de hotărâre privind valorile imposabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în Comuna Ilegiu, județul Bacău, în anul 2020. 2020, da. Deci, articolul 491 din legea 227 Codul Fiscal spune că în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Rata inflației pentru anul anterior este de 4,6%, astfel că am indexat orice sumă stabilită în lei cu indicele de inflație. Taxele sunt sub... Sunt aceleași ca și anul ăsta? Sunt ca și coeficient procentual, este același, doar că s-au mărit 4,6% sumele care au fost stabilite în sumă fixă. Sunt discuții. Supus spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Ilegiu, aprobate prin hotărârea Consiliului Local Ilegiu numărul 38 din 13 ianuarie 2019. Prin hotărârea Consiliului Local 38 din 13 ianuarie 2019 s-a aprobat organigrama. Însă, în statul de funcții și organigrama, noua denumire a secretarului a fost consemnată doar secretar general și nu secretar general al Comunei Ilegiu. Deci trebuie titulatura completă. A primit o adresă de la ANPP. Nu este absolut nicio modificare de fond, doar se completează cu această titulatură, statul de funcții și organigramă. Secretar general al Comunei Ilegiu. Așa va apărea conform articolului 611 din cod în toate actele administrative. Spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019. Inițiator primarul Comunei Ilegiu.
pentru a putea achita anumite prestații către ADIS și pentru serviciul de salubrizare, este necesară rectificarea bugetului cu suma de 112.000 lei, deoarece serviciul de salubrizare trebuie să mai emită facturi către Comuna Chelegei în valoare de 82.000 lei până la sfârșitul anului, iar ADIS-ul va emite, conform calculelor, către Comuna Chelegei în jur de 30.000 de lei până la sfârșitul anului. Astfel, la capitolul salubritate, credite aprobate mai sunt doar de 3.860 de lei. Pentru aceasta am găsit sume de unde se pot face rectificarea, și anume la capitolul 68, asistență socială. Rectificarea se poate face, deoarece pentru asistența socială anul acesta nu au fost repartizate sume expre cu destinație, cum se făceau în anii precedenți, din TVA pentru descentralizate, ci s-a făcut din TVA-ul pentru echilibrarea bugetelor, așa cum a fost repartizată suma la începutul anului prin bugetul de stat. Și are foarte mai mulți bani acolo și acolo putem lua. Am considerat atunci că este necesar de o sumă, acum am constatat că suma este mare față de ce s-a cheltuit, atunci am stabilit că s-ar putea lua bani de acolo și acoperi deficitul de la salubritate, de la serviciu și la... Și astfel, da, am venit cu minus asistență socială de la titlul 10 salarii cu 19.000 de lei și de la asistență socială, ajutoare sociale numerat cu 93.000 de lei. Și au fost duși la capitolul 740501 salubritate, titlul 20 bunuri servicii cu 112.000 de lei. Dacă sunt discuții, supun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și de execuție de venituri și cheltuieli al Comunei Chelegei la data de 30.09.2019. Da. Prin articolul 49, alineatul 12 din legea 273 privind finanțele publice locale, prevede ca ordonatorii de credite au obligația de a prezenta în ședință spre analiză aprobarea de către autoritățile deliberative a execuției bugetelor pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante, diferența între sumele veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe altă, să fie mai mare decât zero. Astfel, pe cumulat, veniturile bugetare totale anul acesta înregistrează 8.262.038 lei, cheltuielile bugetare 6.047.778 lei, un excedent bugetar de 2.214.260. Per cumulat, excedentul este de 2.404.351 lei și provine astfel de la secțiunea de dezvoltare 219.844 lei, de la secțiunea de funcționare 1.994.416 lei și ce a rămas neutilizat de la secțiunea de dezvoltare din excedentul anului precedent, 188.085 lei. Deci, practic, în execuția bugetului pe anul acesta, înregistrează un excedent de 2.404.351 până la data de 30.09.2019. Deci nu este cazul să redimensionăm cheltuielile. Dacă sunt alte discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea
procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabil de verează administrativ teritorial a Comunei Ilegiu. Da, aici potrivit ordonanței numărul 6/2019 privind instituirea unor facilități... Atenție, atenție, pentru că avem să transmitem informațiile contabile, pentru că vin în sprijinul comunității noastre, de fapt în întreaga țară, e aceeași ordonanță pe care astăzi o să o aprobăm, vor fi ajutați cei care au, nu știu, pe cine sau erau, datorii către bugetul de stat, dacă cunoașteți și aveți persoane, familii, nu știu, care au datorii și își pot achita debitul, sunt scutiți de accesorii, de penalități. Da, da. Să vă spun mai mult, domnul contabil. Și această ordonanță conferă, potrivit articolului 32, posibilitatea Consiliului Local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabil de pe raza UAT-ului. În acest sens a fost elaborată o procedură. Intern. O procedură internă care trebuie aprobată de către Consiliu, prin care să stabilește cum se va face această anulare a accesorilor. Contribuțiile impozite și taxele locale să fie achitate la zi, amenzile la zi și în acest caz vor fi scutiți de accesoriile care erau dobânză. până atunci se depune cererea, până la 15 decembrie 2019. Până ultima dată în care depune cererea. Data respectiv 15 decembrie. Da. Deci, după 15 decembrie, ordonanța nu mai intră în vigoare. Degeaba mai depune cerere, că nu mai poți beneficia de scutirea respectivă. Eu zic că e un lucru bun, pentru că și-am reușit să mai adunăm niște bani la bugetul local. Din punctul meu de vedere, sunt persoane care au datorii. Nu cred că vor veni cei care au datorii foarte mari, gen cei cu amenzi mari, ori cu problemă. Dar și unul care are 700 de lei datorii și are 300 de lei penalități, cred că e destul de curător. Că e scutit de 300 de lei, dar să aduci 700 ca să dau 500 cât ai de. Cred că vor fi interesați, de-aia am și ținut o... E o șansă să scăpi și de amenzi și de penalități. Ordonanța, da, e o șansă, zic, mai ușoară de a scăpa și de amenzi și de penalități. Da, care adevărat o platnici care chiar nu trebuie la primărie, nu interesează nici măcar ordonanța respectivă. Care, păi, bună sau e rea, nu discutăm aici. Îi pun într-o punct de vedere. Pentru cel care e corect și își plătește în fiecare an... Oricum, în interes constructiv, că e domnule, mi-a dat o șansă să recuperez oarecum, măcar, știți, datoria, dacă nu știu creați. Astea și doar toți cei care sunt buni platnici vin, cei care sunt rog... Da, dar asta ar trebui popularizată totuși prin sate, cât de cât. Da. Început de mâine vom pune și afișa. Da, da. O parte, nu știu, poate o parte chiar vor să plătească. Au un zi la dispoziție cu care o să vină și să... Băieții la părți și impozitele au mai trimis. Au început campania de informare.
O să postăm și pe Facebook, o să postez și eu, pentru că oricum să o reprezentăm. Este o șansă mare pentru mulți. Foarte mulți. Da. Supun și aprobare, cine este pentru. Nu știu cum să încep ca să... Deci mai e un pic și să apropie sărbătoare în viață. Așa. Înțeles cadouri pentru copii. Dacă nu vă este cu supărare, și-ar vrea să supun și la vot, aș vrea ca toți consilieri să doneze indemnizația pe luna decembrie. Pentru acești copii care fac parte din Comuna Helice. Dar din Comuna Helice. Eu sunt deja în ONG care strângem bani și uite, ieri am vorbit cu doamna Simona de la Bârsănești, care i-am promis că o să dau și pentru mâna mea asta acolo bani. Da, e altceva, nu vorbim de altceva. Da, eu am zis așa, să donăm indemnizația, adică facem o faptă bună din partea consilierilor Helice. Pentru copiii nevoiași din Comuna Helice. Păi, ok, eu merg care? Și Crăciun și de Paștă, foarte multe familii în Comuna Helegiu. Și tot timpul, deci punem bani acum, tot mai între noi punem bani și mergem la alte familii. Este cu totul eu prefer ceva. Să pun, cum am pus de 5-6 ani, acolo bani și să mergem împreună cu Moș Crăciun la acei copii. Părerea mea. Fiecare spune... Eu am venit cu ideea din partea consilierilor. Din partea ta, din partea. Din partea mea. Dar poți să frumos. Da. Dar, cine este de acord ca să știm dacă cumva e să strângem toată suma direct în caserie. Eu nu sunt de acord. Facem o comisie din X, Y, toți care vor din consilier. Și la public. Și comunatorul ce este nevoie și merge la fiecare copil care îl potrivim noi din comun. Cine este pentru și cine este împotrivă? Ca să știm câți bani s-au făcut. Asta e chestia, nu poți să pui în consiliul local. Cine e dacă e chestia care... Dacă nu vrei să faci o cutușă sau ca așa. O, da, e seara în sfârșit. Chiar au fost discuții în ședințele anterioare, că este o fată care muncește singurică să ducă la școală și mai departe. Un exemplu, de exemplu. Deci se poate. Eu deschid lista. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Bine, acum am fiecare aia. Ați la cuvânt? Dacă nu mai sunt alte discuții, declar închis.